Mă numesc Diana Preotesei, sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Regina Maria, Mănăstirea Cașin. Sunt Blănaru Cristian, sunt coregraful ansamblului Mungurașii Mănăstireni din localitatea Mănăstirea Cașin. Mă numesc Bordeanu Tudor Mihai, am 14 ani și practic dans popular de 3 ani în ansamblu. Îl iubesc, e un stil de viață pentru mine. 5, 6, chiar 7 ore pe săptămână. Doar cu instructorul, căci prind repede pase. Da, bun. Îți place. Cine să vedem noi? Care e limba română acasă? Nu e absolut deloc. E foarte maleabil cu noi. O să vedem. Nu avem prea mult timp de pierdut. Da? Așa că ne apucăm de treabă pentru că voi vin și vinși juniorii și să găsim un pic. Mă numesc Bădic Alexandru Florin, am 15 ani și sunt în ansamblul folcloric Mugurași Mănăstireni de 3 ani. Este un stil de viață pe care aș vrea să-l continui în fiecare an. De la vârstă de 7 ani. Nu există. Minte. Bunica ta nu a dansat? Nu știu, cum a murit înainte să mă... Bine, dar a dansat. A avut-o pe bunica lui, hai. L-a dansat la, cum îi spun la ea? Bun, asta așa. Așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Da? Bine? Pe spate, la domnul. Deci prima pe spate, voi este prima persoană. În jur de 10-15 minute. Acum domnul profesor. Ce vreau să vă zic la domnul? Bun copilaș. Mă numesc Zota Luciana și am 15 ani. Ne comportăm ca și cum am fi inspectat, da? Cum am explicat, în momentul când repetăm, trebuie să ne comportăm ca și cum am fi inspectat, dacă nu... De la înființarea acestuia, adică de 4 ani... Facem așa la repetiție? Depinde de pași, pentru că sunt unii pași mai... La spectacol nu va ieși pe la spectacol, da? Adică zâmbim... Dificil... Iar alții mult mai simpli de învățat. Duce capul după picior, da? Dansul a început să fie o pasiune pentru mine și încerc să dedic mai mult timp pentru acesta, pentru a-mi fi mai ușor în anumite spectacole. Ne uităm la partea de... Sunt momente când repet și acasă. Da? Bun. Eu voi fi un muzical și vreau să văd la televizor. Da, depinde de dificultatea acestuia. Mă face să mă eliberez de anumite emoții negative. Thank you.
numesc Bădene Maria și am 13 ani, fac parte din ansamblu de la înființarea acestuia. Rezerv timp dansului popular atât cât am nevoie pentru a învăța și pentru a-mi ieși ceea ce doresc eu. Eu consider că este serios, deoarece vrea să avem rezultate pe măsura muncii. Practic dansul popular de când am intrat în ansamblu, dar și înainte îmi plăcea, îi urmăream pe părinții mei cum dansau în timpul liber. Nu practică dansul popular profesionist, dar îl practică în timpul liber ca o plăcere. La început îmi lua mai mult timp, dar acum, după mai multă experiență, nu pot să spun că este atât de greu ca să învăț un nou pas. Cu plecare. Toată lumea la plecare. Hai. Da, eu prind ușor, dar ne explică de fiecare dată când nu înțelegem sau tot timpul când avem nevoie de ajutor. Vreau să spuneți în felul ăla, cu ce plecăm de bun, cu stânga. De acum 4 ani. N-a plecat toată lumea cu stânga, da? În laboratorul de chimie. Trebuie să fim atenți la plecarea cu stânga. Împreună cu colegii mei de clasă și cu doamna învățătoare. Încă ceva. Și domnul instructor. Mâna, nu trebuie să întâmplă. De chemie, nu trebuie să arată, nu trebuie să mă numesc Blidaru Denis și am 16 ani. Deci, aici, da? Așa trebuie să fie. Sunt în ansamblu din luna iunie anului 2018, atunci fiind și primul meu contact cu dansul popular. Da? Mâna în șol și mâna asta aici. Dansul pentru mine este o activitate pe care nu o practic în timpul liber, ci îmi creez timp liber pentru aceasta. Am văzut acolo care vă înțelegeți. Domnul, da? Nu vă înțelegeți acolo la un moment dat, însă prin numele este destul de asupra. Deci băiatul ține mâna. În săptămânile în care facem repetiții mai des, exersez în principal doar la repetiția alături de instructor, însă când facem un pas mai nou sau este un timp mai mare între repetiții, repet și acasă. Mai spuneam acolo în coră, în dublu? În majoritatea cazurilor, da, dar sunt cazuri în care trebuie să insistăm mai mult pe anumiți pași. În dublu V, da? Așa. Pot spune că ar putea fi puțin mai dur, preferabil, dar nu cred că este un dezavantaj acesta. Încă ceva care vei fi la oră, ca să fim începeți, da? Trebuie să stăm. Primul dans n-a fost învățat, a fost mai mult furat, venind la repetiții mai târziu, actualii mei colegi dansau și am stat și eu pe margine și am făcut pași. Așa, toată lumea. Nu unul așa și unul așa, dacă unul a făcut așa, cel se strică. În afară de dansurile pe care putem să le practicăm oricând, ne axăm și pe anumite obiceiuri de iarnă. Toată lumea trebuie să aibă așa. Am înțeles? Haideți să spun chestia asta. În sus, am văzut cum vă uitați la picioare, da? Când mă duc în dreapta, mă duc în stânga, mă duc în stânga, mă duc în stânga, da? Hai să fim atenți la treaba asta. Și acum începem de la început, da? Chelaru Andreea, am 14 ani și fac parte din acest ansamblu de aproximativ 3 ani. Îmi place să dansez și îmi place să petrec timpul cu prietenii. După bum bum, da? Haideți să fim un pic atenți la bum bum. Bum, ia hai să vedem, vă mai spun o dată ca să știți. Copii, bum, 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 da? Adică dacă bag muzica face de 4 ori, bum, ce înseamnă? 1, 2, 3, 4, da? Când face basul bum, noi punem piciorul stâng primar, da? Avem 4 bumuri la început pe care nu le facem, dar după care am plecat, hai să vedem. Da.
Am prieteni adevărați și în ansamblu. Părinții mei practică dansul în timpul liber, dar nu dansul profesionist. Depinde de dificultatea acestuia, dar de obicei destul de puțin timp. Ia ascult, doar ascultăm, da? Ia. Da, înțeleg destul de ușor, dar dacă nu înțeleg, îmi explică de câte ori este nevoie. Bum, 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 bum. Asta e ce faci, da? Apoi te-am arătat, da? Hai să mă văd! Da, m-au susținut și mă susțin în continuare. Părinții m-au susținut în acest proiect și mă susțin în continuare. Încercați să ascultați bumul acesta și atunci nu să mai fie nimeni niciodată. Eu mă numesc Ghirogaș George Eduard, am 14 ani. Și fac parte în ansamblul folclor din Mugura și Mănăstire, de aproximativ 3 ani. Iar eu mă numesc Balan Dere Ștefania, am 14 ani și sunt în ansamblu tot de 3 ani. Dansa pentru mine este un hobby, adică îl practic că îmi place și vreau să mă relaxez. Relaxare și un motor de împărțit timp. Thank you.
Depinde de cât de greu e pasul. Dacă este un pas ușor și îți place să dansezi, înțelegi foarte repede. Dacă este un pas mai greu și nu prea le ai cu dansurile, durează. Probabil dacă învăț dansul popular o să ajung la ceva mare, adică nu știu ce să zic, spectacole undeva. Nu, și pentru mine, adică personal îmi place dansul popular. Mă numesc Dingariana Cristina, am 15 ani și particip în acest ansamblu de 3 ani. Una, două, trei, patru, câți vreți să faci? Cei, și câte locuri să vreți să faci? Dansul s-a dezvoltat ca o pasiune și... Câte locuri să vreți? Una, două, trei locuri. Voi sunteți cinci. La cum v-ați așezat? Încerc zi de zi să repet și să mă dedic cât mai mult. Rares, tați la mine să fie serios. Chiar din tine la primul, aici, problema te-a venit. Da, cu ajutorul instructorului pot prinde orice și cu drag pot face. Când suntem cu mai multe spate? Da, într-adevăr, uneori este dur cu noi, dar o face ca să înțelegem și ca să putem învăța cât mai repede. Prima vedere există așa să exterior. Am și alte hobby-uri pe lângă dans. Îmi place foarte mult să cânt și... Aici, exterior. A doua vedere, de prima intrare, a treia vedere, a doua intrare, Kevin aici, da? Cânt muzică ușoară și populară uneori. Și rare și tot pe exterior. Hai să facem trecerea, da? Față de mână? Nu am membri în familie care au practicat. Eu sunt prima care o să duc în continuare această... Da, sunt susținută pentru că vor să ajung cât mai departe. Voi spate, voi spate, da? 2, 3, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dansul este o pasiune, un mod de a face sport și o plăcere. Păi la început am emoții și încerc... Ce înseamnă emoții de când? Faceți trecerea cu față în spate, da? 2, 4, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce s-a întâmplat? Da? Au trecut două pe scenă, da? Păi când ori pe scenă... Hai, hai, bun. Dar te-ai oprit mai scurt, să-i oprit mai scurt, da? Eu o doi. Treci. Simt că îmi tremură membrele și... Așa e, da? Asta am văzut, da? Respir adânc și expir. Și la spectacol sunt mai mică, la sesiune mai mici. Sunt unele momente când repet și acasă pasiv. În care de viață în loc să treci în loc? Destul de puțin timp. O singură vei, să atunci ne îngrămădim. Da, pe tu! Să ajunge de mult, poate că așa la da? Când? Ce se întâmplă când? Dansul pentru mine înseamnă un sport. Moment de relaxare și înseamnă mult pentru mine dansul. Un mod plăcut de a-mi petrece timpul liber cu prietenii. Prima vedere, va fi
Mă numesc Bătrânul Iulia, am 17 ani și fac parte din ansamblu de aproximativ 3 ani. Practic dansul popular de când eram mică. Am început cam pe la 7 ani și continui și aș vrea să continui. A doua, acum sunteți 4 și 4, dar nu ați ieșat fără. Ia zic de unde am venit să fie. Mai fost o aia, iar în exterior. Și de ce ești? Bunicul meu a practicat dansul popular aproximativ acum 50 de ani. Da? Aproximativ 5 ore pe săptămână, dar practic și acasă, dacă nu mi s-o împas. La ce e ceva cu situația de a fi 5 cu 4, acum avem 4 cu 4, da? Deci, acum va fi mână îmi ia cam 3-4 luni să învăț un dans nou. Depinde și de cât de dificil este. Ce nu, adică el este mereu, încearcă să ne învețe și chiar dacă nu înțelegem, ne explică de foarte multe ori până pricepem. Are foarte multă răbdare cu noi. Mă numesc Ciudin Răzvan Adrian, am 16 ani. Mă numesc Ilie Alexandra Ioana și am 17 ani. Mă numesc Căbătoaie Teodora și am 17 ani. Dansul este o pasiune, însă la alt nivel, deoarece în acești ani am... Este timp. Nu știu, am prins drag de colegii mei și de dansul popular. Îmi doresc să continui această activitate. Practic acest dans de 3 ani și tot timpul meu liber îl dedic acestui ansamblu. La fel și eu practic dansul de 3 ani. Îmi place ceea ce fac. Sunt mândră de mine. Îmi iubesc colegii, pe domnul instructor și pe doamna noastră dragă, doamna Diana. Depinde de dificultatea acesteia.
depinde. Prindem foarte repede, deoarece domnul instructor știe să explice foarte bine, chiar dacă este câteodată dur. Este deoarece vrea să ne învețe și să ajungem la un nivel cât mai înalt. Am momente când am un pas care îl prind foarte, foarte greu, dar și când îl prind, îl țin minte, indiferent de situație. Nu repetăm acasă, doar dacă timpul dintre repetiții este foarte, foarte lung, dar prinde repede deoarece știe să explice și depinde. Pe scenă emoțiile se duc, deoarece publicul care ne aplaudă și ne dă o energie pozitivă ne încurajează să ducem mai departe spectacolul și să obținem rezultate foarte bune. Păi, în familia mea nu practică nimeni, doar
în timpul liber, nunți, la diferite evenimente. Delia, eu urmăresc. Da? Când mergem încolo, ne uităm. Nici la mine nu practică nimeni dansul. Eu sunt prima din familie. Eu la fată, fata la mine, da? Urmăresc. Unchiul meu a practicat, a făcut parte din o trupă de dans, dar a decedat și nu. Gărășel, încă gărășel. Un la trepere, la cere, da? Una, două, trei și patru. Privim publicul amândoi. Iarăși, una, două, trei. Mă numesc Tărpău Mihai Florin, am 16 ani și fac parte din ansamblu din iunie 2017. Eu mă numesc Crista Ioana, am 19 ani și fac parte din ansamblu de aproximativ 2 ani. De ce faci treaba asta? S-a născut așa cu tine. De ce? De ce prin de fapt? S-a născut așa cu tine. De ce? Hai vă de De ce prin de fapt? Hai vă de ce? Da, zi? Pentru mine dansul este o pasiune foarte ascunsă. Am descoperit-o atunci când am început. Și pot spune că o să rămână în inimă toată viața. Eu, sincer, să fiu, inițial am intrat în ansamblu ca solistă. În schimb, pe parcursul acestor 2 ani am învățat să iubesc dansul popular datorită colegilor mei, datorită iubirilor față de acest dans și a bucuriei pe care aceștia o transmit în momentul în care ei dansează. Dansul este cea mai mare pasiune a mea, pot spune. Hai să vedem. 2, 3. De înaintare, privim fata. Când ne retragem, privim publicul, da? Publicul la nivelul copiei de acolo. Hai să vedem. 2, 3. Pentru că cu el am început să descoper mai multe persoane și firile lor. Și se joacă ușurel. Azi, așa cum ai spune, ce? 1, 2, 3, eu de la fata. 1, 2, 3 și 1, 2. 1, 2, 3, așa. 2, 3 și 8, că mai vreau la urina. De fapt, că nu am urin. Dar când azi se fata la urina aia. Că mi-e drag. Ia dacă ții nu te drag. Acum trebuie să te drag. Da? Bun. Asta a fost. O să dare. Te pare de aici. Plecare de aici. Da? Plecăm și lăsăm față, ia uite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Dansul pentru mine este una dintre pasiunile mele cele mai mari. A doua pasiunea mea, adică, de fapt, prima, este muzica. Cânt de ceva ani buni, atât muzică ușoară, cât și muzică populară. Ziceam, dansul a devenit o pasiune din momentul în care am intrat în acest ansamblu. Când mergem în concursuri,
primul punct care îl pierzi. Numele meu Ciolac Ionuț Alexandru și am 17 ani. Mă numesc Măgălău Mălina Ioana, am 16 ani și fac parte din acest minunat ansamblu de 4 ani. Este zâmbet. Deci dacă nu arăți plăcerea pe scenă, plăcerea de a dansa, Dansul pentru mine este o pasiune, mi se face foarte dor de dansuri, de repetițiile cu ansamblul și... Pa, ai dus cu 25% din mulți. Deci 25% din mulți s-au dus din mult, au spus. Aici am învățat ce înseamnă să ai o a doua familie. Domnul instructor ne învață să fim o familie și ne oferă toată încrederea și tot sprijinul. Pentru mine, dansul popular reprezintă un mod în care pot să mă relaxez. Am învățat foarte multe lucruri când am fost în acest ansamblu, mi-am făcut prieteni noi, cum să stabilesc relații de prieteni. Și fără dans popular nu pot fi eu. Dacă vede că la mult popular nu înțelegești, primul, zâmbet. Sincronul este și ăla, dar normal. La început îmi lua foarte mult ca să învăț un pas nou, dar cum a parcurs, cum am aumentat în ani, este mult mai ușor de învățat pașii noi. Zâmbetul, așezarea în scenă, dacă ei lasă ceaba. De înființare, 4 ani. Pe săptămână când face repetiții și în timpul liber, alături de prietenii mei, ne strângem o gașcă și începem să dansăm, dansuri pe care l-am învățat. Au mers ca sincron, deci băiatul de fotbal, domnule, voi ați fost cei mai buni la sincron. Apropo ce spune colegul meu, depinde de dificultatea acestuia. La sincron. Păi ești și cum? Șnur, da, șnur! Așezarea în scenă sau așezarea în partea strângașterii? E ușor. Depinde de dificultatea dansului și pașului. Deci, în limba tătesc, nu se amenințate în mijlocul scenii. Un dans nou îl învățăm în aproximativ 3 luni și... S-a dus ăsta că eram în capul sării sus și făceam. Dansul pentru mine este un mod în care pot să-mi exprim sentimentele față de colegii mei. Da, și de spectator. Și colegii. Facem așa, după aceea, să-ți dă la un dat ceea ce a încercat să vin, dacă a făcut să nu poate să-mi dau. Mai bine a făcut să-mi dau. Iubesc să dansez. Dansul pentru mine este un mod în care îmi pot manifesta sentimentele și emoțiile față de public și pot... Înțelegi? Dar din start a fost așezarea în scenă, înțelegi? Arătat și știu și duc tradiția mai departe și mă mândresc cu asta. Ce loc din primul întâi? Am dat acasă cu primul. Aproximativ 6 ore pe repetiție. Repetăm de 2 ori pe săptămână. Astăzi, așezarea în scenă, pe mijlocul. Da? Ne-au repetat, un mijloc. Ruptor și acasă... 2 ore. Fiecare în parte să se așeze. Unde e mijlocul? Eu am dat să stau 3 ore să fie mijlocul. Aproximativ 2 ore pe săptămână. Pentru că... Eu mă gândesc cam acolo. Fiecare în timpul dat trebuie să orienteze unde se duce. Domnul instructor e foarte atent să rămânem toți cu pașii învățați și nu e nevoie să dedic foarte mult timp acasă, deși atât cât să-mi perfecționez eu pașii. Ca să vină să facă unde trebuie. Dacă nu mă așa, așa se arată. Îmi place foarte mult să dansez. Am fost test la început, deoarece cu pandemia aceasta n-am putut dansa și repetam, făceam înainte. Am ajuns foarte bucuros că am început, iar sunt dansuri populare. Noi facem dans, concurăm, practic, de la concurs. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, deoarece nu puteam să văd prietene și pentru mine să stau singur în casă mi-este foarte rău și nu pot suporta. Este simplu, este dificilă, cea mai dificilă este să faci singur, nu mă să faci pasul la un corect și să nu știu singur. La început a fost greu, mai greu, dar cu timpul am învățat să fii mai atent și învățăm mult mai repede dansul. Și în timpul liber încerc să dedic cât mai mult timp dansului. Iar strigătura. Ați văzut la melodia asta, nu mai distrat de strigătura. Nu am melodii proprii, nu, însă mă descurc cu melodiile pe care domnul instructor mi le sugerează și... Păi da, strigătura. E atât de greu. Deci măcar mima asta a strigat, dar nu are greu să strigați.
Mă numesc Mița Ștefan și am 16 ani. Dar lasă, poate băieți zici că băieți azi, de când s-a înființat acest ansamblu, de aproximativ 4 ani. Bă, dar din gură, măcar să te văd, dai din gură. Să te vadă jur, dai din gură, să nu zic că uite-mă și am înțeles? Încerc să le cânt și să le... și să transmit emoțiile. Cam asta a fost pentru azi. Ne auzim săptămâna viitoare. O să vă comunic pe mesajul de la școală și cu da? Hai, publicului și celor care mă ascultă. Da, în majoritatea melodiilor mă regăsesc și chiar dacă nu mă regăsesc într-o melodie, îi spun instructorului și atunci schimbăm melodia, alegem cu totul altă melodie și totul merge cum trebuie. Că-mi place! Eu cred că domnul instructor este dur cu cei care nu sunt atât de serioși. Adică trebuie să fim serioși ca dânsul să nu fie dur cu noi. Eu, fratele meu și încă două surori. Această informație este strict confidențială. Fratele meu a făcut parte din ansamblul Doina Trotosului și celelalte surori din Mugura și Mănăstire la o repetiție. Eu o apropi colega mea. Să poarte la gât mărgele și la
fata mamei copiliță, ratul, ratul, ratul ea, băi, fata mamei copilă. Mai dansăm câteodată așa, nu este deloc. Nu este, adică ne explică foarte bine și de-aia și prindem repede.
sunt colegii mei și îi iubesc și suntem o familie și ce e în familie nu se dă.